A trecut ceva timp de când am avut un laptop de gaming pe masa de teste, dar iată că în sfârșit a sosit așa ceva sub forma lui Acer Nitro 5, laptop de gaming adresat celor care vor în primul rând performanță și placă grafică RTX. Un nou model dintr-o serie consacrată din portofoliul celor de la Acer. Te salut, sunt Sorin de la mobilissimo.ro și spun bun găsit pentru un nou review, de data asta pentru un laptop de gaming de la Acer. Varianta pe care am primit-o în teste poate fi identificată după numele de cod AN515-46 pe care îl vei putea căuta online în vederea achiziției și avea certitudinea că este modelul cel nou. Configurația primită în teste are procesor AMD Ryzen 7 6800H de 3,2 GHz, 1 TB stocare, SSD și placă video NVIDIA RTX 3070 Ti. Cu așa componente, așteptările sunt mari de la partea de gaming, iar din review-ul acesta vom afla ce oferă Acer Nitro 5 la acest capitol cu impresii, puncte forte, puncte slabe și tot soiul de teste. La partea de design, acest laptop respiră prin toate unghiurile faptul că reprezintă un dispozitiv serios de gaming. Avem un exterior din plastic cu linii drepte, unghiuri tăiate abrupt, un finisaj mat satinat care atrage un pic amprentele, dar pare construit destul de trainic. După ce deschidem capacul în interior, avem o tastatură bine gândită cu tastele esențiale evidențiate cu contur alb, ba chiar și o tastatură numerică. Nitro 5, din punct de vedere vizual, se remarcă printr-o serie de elemente geometrice pe capacul frontal și prin grilele de evacuare aer din partea din spate, care arată ca evacuările unei mașini super sport. Tot în spate sunt și principalele porturi, inclusiv cel de alimentare, astfel că nu te mai lovești cu cablurile de pe birou. Ca dimensiuni, ai un laptop de 2,5 kg cu grosime de 26,9 mm. Dacă adăugăm și încărcătorul care vine în pachet, ajungem la peste 3 kg. Ecranul reprezintă fereastra ta către lumea virtuală din jocurile preferate, astfel că ar trebui ca imaginea și calitatea să fie pe măsura așteptărilor și pot spune că așa și este. Laptopul aduce un display LCD de 15,6 inch cu tehnologie LED, rezoluție Quad HD de 2560x1440 de pixeli și o rată de refresh superioară de 165 de Hz, upgrade de la varianta AN515-47 testată în 2021, care avea 144 de Hz. Are un finisaj mat antireflexii, dar atenție la amprente. Se atinge un timp de răspuns de 3,5 milisecunde prin tehnica LCD Overdrive și avem parte și de AMD FreeSync Premium, tehnologie prin care se elimină efectul tearing și stuttering. Zona de setări din Windows 11 este stufoasă în materie de display și poți umbla la aspecte precum luminozitatea, HDR, rată de refresh, nightlight și multe alte setări avansate. Panoul oferit aici de Acer pot spune că este ideal pentru gaming, culori vii, contrast ridicat plus rezoluție generoasă și o rată de refresh de 165 de Hz, care pare puțin overkill la prima vedere. Într-adevăr, nu este un OLED pentru negru adânc, dar la toate celelalte capitole se descurcă exemplar, iar un gamer asta caută: rezoluție mare, rată de refresh superioară, timp de răspuns mic și protecție antireflexii. Nitro 5 bifează toate aceste capitole și este nu doar un laptop de gaming, ci un all-rounder. În cazul unui laptop de gaming, dacă hardware-ul este pe primul plan, atunci pe locul secund trebuie să fie tastatura, modalitatea ta de interacțiune cu personajele din jocul favorit și elementul care poate face diferența. Am testat multe laptopuri de gaming care dezamăgeau la acest capitol, dar nu este cazul cu Acer Nitro 5. A fost păstrată aceeași tastatură de la generația precedentă pe ideea că ce este deja perfect nu trebuie înlocuit. Este o tastatură care include și zona numeric pad, iar iluminarea LED RGB este desigur prezentă. Sunt semnalate parcă având aplicat un font bold, tastele de navigare săgeți plus tastele WASD, iar ceva interesant este butonul N, care odată apăsat te va duce în secțiunea NitroSense, de unde poți controla aspecte precum viteza coolerului, GPU, CPU sau poți monitoriza temperatura. Tastatura are o cursă lungă, oferă feedback satisfăcător la click și mie unul mi s-a potrivit mănușă, deși zilnic scriu de pe o tastatură fără numeric keypad, una tare compactă. Te obișnuiești rapid cu tastele și îmi place și feeling-ul oferit la atingere. Ai și un touchpad generos, bun la nevoie, dar eu unul pentru jocuri mă bazez pe un mouse. Din punct de vedere audio, acest laptop pune la bătaie difuzoare stereo care își vor face treaba pentru muzică atunci când nu te joci sau în apeluri video. Un gamer va alege căștile sau o pereche de boxe dedicate pentru a auzi orice pas al inamicului în șutere. Tot din aplicația NitroSense poți alege și moduri audio în funcție de titlul pe care îl joci, iar același software îți permite să umbli și la iluminarea tastaturii pe 4 zone, alegând culori statice sau poți alege stilul dinamic, cu efecte wave, zoom, neon, shifting sau breathing. De aici controlezi și viteza sau direcția efectelor luminoase. Următorul aspect de pe listă, în ordine, este hardware-ul. Aici merită menționat pentru început procesorul AMD Ryzen 7 6800H, un chipset cu 8 nuclee, 16 thread-uri și tactat la o frecvență de 3,2 GHz. Ajunge în turbo la 4,7 GHz, are TDP de 45W și suportă memorii DDR5. Procesorul este dezvoltat pe seama procesorului TSMC FinFET de 6 nm. Apropo de memorie, configurația pe care am primit-o eu aduce 32 de GB RAM DDR5 cu frecvență de RAM de 2391 MHz. Are și grafică integrată AMD, dar nu ne interesează deloc asta în condițiile în care avem și o placă video dedicată, mai precis un NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, în versiunea pentru laptop, placă de 8 GB GDDR6. Stocarea este de 1 TB SSD PCI Express. RTX înseamnă că avem și Ray Tracing în jocurile compatibile, plus celelalte tehnologii consacrate de la Nvidia. Cu așa hardware, așteptările sunt mari și trebuie să recunosc că laptopul livrează pe măsură. Este ajutat de un sistem de răcire spectaculos, pot spune, asta pentru că în modul max va șuiera precum un motor de avion pentru a răci mașinăria în timpul celor mai solicitante sesiuni de gaming. M-am spus mai devreme despre acel buton N de pe tastatură care te duce la zona de monitorizare temperaturi și cooler și de unde poți varia între modurile ventilatorului. Pentru performanță maximă, chiar și în timpul jocurilor solicitante, vei dori să ții ventilatorul pe max pentru o răcire corespunzătoare, caz în care îți trebuie și o pereche de căști de gaming pentru că sunetul făcut de rotația lamelelor ventilatorului se cam aude. Oricum, fiind un gamer, căștile fac parte din arsenalul tău și le alegi pentru a auzi până și cel mai mic pâs din jocurile shooter pentru a surprinde inamicul. Pe partea de conectivitate ai o mulțime de porturi de care să te bucuri. Pe lateral stânga găsești portul Ethernet Combo Jack 3,5 mm pentru microfon sau căști, plus un port USB 3.2 Gen 1 Type A. În lateral dreapta descoperi două porturi USB 3.2 Gen 2 Type A, iar în spatele laptopului se află portul HDMI, conectorul pentru cablu de alimentare și un port USB 3.2 Gen 2 Type C. Ce lipsește din toată această ecuație este cititorul de card SD, dar pentru gaming nu cred că vei stoca jocurile pe un asemenea dispozitiv, mai degrabă pe un hard disk sau un SSD extern, iar cele 4 porturi USB sunt mai mult decât suficiente. Ai conectivitate rapidă Wi-Fi 802.11 AB, GN, AC și AX și Bluetooth 5.2 pentru a conecta periferice precum tastaturi sau poate un controller de gaming dacă preferi interacțiunea astfel în loc de tastatură. Am ajuns și la cea mai interesantă parte și anume gamingul. Recunosc, nu prea mă joc pe PC sau laptop, dar asta nu înseamnă că atunci când primesc un laptop de gaming nu sunt entuziasmat să văd ce poate face. Așa că am decis să instalez câteva jocuri etalon ca să văd de ce este în stare. Și am setat aproape totul pe Ultra, cu excepția Ambient Occlusion, unde maximul era High. S-au folosit pentru acest mod 5952 de MB VRAM din cei 8023 MB disponibili, iar jocul a arătat fantastic. În God of War pe Ultra la grafică am avut constant între 80 și 100 de frame-uri pe secundă, iar când am trecut pe High, mai jos de 110-130 de frame-uri pe secundă n-am scăzut, ceea ce confirmă capabilitățile acestui laptop hardware cu meritul principal asociat plăcii video NVIDIA RTX 3070 Ti. Partea finală este cea a impresiilor, iar acest Nitro 5 pot spune că mi-a depășit așteptările. Este într-adevăr o mașinărie de gaming care poate duce greul, iar prin greu mă refer iată și la jocuri care pot rula ireproșabil chiar și pe modul ultra de grafică. Procesorul ales aici de Acer în combinație cu cei 32 de GB de RAM și placa video NVIDIA RTX 3070 Ti fac o echipă de excepție. Îmi place designul, tastatura pe care o poți personaliza în fel și chip ca iluminare, cât și ecranul cu LCD antireflex pentru un gaming care sună ideal. Mai pui la socoteală și rata de refresh de 165 de Hz, timpul de răspuns de 3 milisecunde și întreg pachetul sună tentant. La partea de autonomie, fiind un laptop de gaming, vei fi mai mereu conectat la o sursă de energie. Bateria internă a lui Nitro 5 duce maximum o oră și jumătate de utilizare. Da, coolerul este ceva mai gălăgios, dar nu există gamer care să nu folosească o pereche de căști de gaming, astfel că aici nu am ce reproșa, mai ales că pachetul de răcire își face treaba de minune. Până la urmă, alegerea este la tine și eu nu pot decât să ți-l recomand pe Acer Nitro 5, drept un laptop de gaming de luat în calcul, pentru mine chiar de pus în vârful listei. Pe Acer Nitro 5 îl găsești la următoarele prețuri din linkurile din descrierea de mai jos. Aștept și comentariile tale despre părerea pe care v-a lăsat-o Nitro 5 și nu uitați să dați un subscribe dacă v-a plăcut clipul. Și nu în ultimul rând, îi mulțumesc colegului Claudiu Sima pentru ajutorul oferit la realizarea acestui clip. Până data viitoare, eu sunt Sorin, te salut, toate bune!